Cartea săptămânii la Biblioteca Ion Barbu din Câmpul lung este romanul Grădina cu lavandă, autoarei Lucinda Riley, de la editura Litera București anul 2020. Acțiunea acestui roman are loc în anul 1998 pe coasta de Azur, în sudul săldat în soare al Franței. Emilie de Martinier, ultima într-o familie de aristocrați cu același nume, își moștenește casa în care s-a născut, de fapt un castel minunat înconjurat de vii. Dar proprietatea este grevată de datorii uriașe, iar secretele pe care le ascunde sunt la fel de mari. Romanul nu se ne poartă și în trecut, în Paris, în 1944, când o tânără funcționară britanică, Constance Carruthers, este trimisă sub acoperire la Paris într-o operațiune a serviciilor secrete britanice, acționând în punctul culminant al ocupației naziste din Franța și despărțită de contactele ei din cadrul rezistenței, Constans ajunge la o familie nobiliară care avea legături atât cu armata germană, dar și cu rezistența franceză pentru liberarea țării. Emily descoperă ce s-a întâmplat cu familia ei în timpul războiului și faptul că exista o conexiune mult mai strânsă cu această Constance decât ar fi crezut castelul însuși dezvăluie informațiile de care are nevoie pentru a-și afla trecutul, prezentul și poate viitorul. Romanul este o poveste de familie, de secrete, de spionaj pe timp de război și modul în care lo loialitatea poate fi pierdută și câștigată și o poveste perfectă pentru cei care apreciază ficțiunea istorică. Prin urmare, vă așteptăm la bibliotecă pentru a împrumuta acest roman vândut în peste 20 de milioane de exemplare, roman al cunoscutei autoare Lucinda Riley care a publicat bestsellerul precum Secretul nopții" Helenei, Trandafiul Nopții și cele șapte surori. Vă așteptăm la bibliotecă.